Bună ziua, dragi răspunii, să am trei microfoane alături de nou împreună. 6 a 6-a, tema pentru acasă, 1 și 1 face. Numai că voi fi în prima clasă, sunteți chiar prima clasă, nu? A 6-a cu care începem activitatea noastră și când nu prea aveți trecut pentru acasă, că v-ați dus acolo. Școală, nu ne-ați avut matematica, să vreau să ați avut-o, dar noi e obișnuit să spunem și așa. Deci ne adresăm în felul ăsta și de aceea am și deputat. Așa că vom face geometrii. Observ de recurte e mai puțin interes pentru geometrie, încă n-ați început la casă, decât foarte puțin, ceva cu unghiuri acolo, dar parcă tu închiești și mai avansate, da. Dar despre triunghi, nu. Da. Și tu ai amintit ceva cu triunghi, da? Hai să vorbim despre triunghi. Da. Triunghiul. Triunghiul este figura geometrică care are trei unghiuri și trei laturi. De trei unghi. Trei unghiuri. Da? Uite, așa, desenul pentru triunghi. Nu te văd să vedem. Și noi dăm pentru triunghi A, B, C. Deci zicem triunghiul A, B, C. Nu are importanță de unde pun literele, ci iată, așa am surprins notația. Și acum, elementele triunghiului. Elementele triunghiului. Sunt trei laturi și trei unghiuri. Da? Trei laturi și trei unghiuri. Laturile sunt aceste segmentele cele. AB, A, AB, B, C și CA. Deci vorbim de latura AB. Da? Latura AB. Dacă ne referim la lungime, nu știu la clasă, se notează pur și simplu AB, dacă ne referim la lungime. Da. Dacă ne zicem, ne referim la segmentul AB, atunci trebuie să punem între paranteze drepte, nu? Da. Deci AB, B, C și C, A. Acestea. Și ele se mai notează și cu litere mici. Cea care se opune unghiul A, adică asta notează cu A mic, asta cu B mic și cu C mic. Deci la care se opune unghiul A cu A mic, cu B mic, adică în anumit cazul în cazul ăsta, mulțumesc. Ar fi vorba ca B, nu? E notată cu A mic. BC e notată cu cine? BC cu... Ia uitați-o voi. Cu ce? Deci A, B cu... A, B cu cine? Nu e cu A mic. A, B cu cine este? Cu A, cu A, cu A. A, B se opune unghiului C, deci cu C mic. Da? Deci A, B e notată cu C mic. Uitați-vă să nu greșesc. BC cu cine e notată? Cu A. Cu A. Și AC? Cu B. Cu B. Cu litera B. Da? Ne referim, deci, prin A, B, B, C, C, A, C, la lungimile laturilor respective, care plătează cu A mic, B mic, C, C mic. Iar unghiurile sunt și ele număr de 3. Ce unghiuri întâlnim acolo? A, B, C. A, B și C. Unghiul A, unghiul B, unghiul C. Așa mai putem nota, dar și cu notația cealaltă. Unghiul A, unghiul B sau unghiul C. Cum erați obișnuiți, nu știu, la clasă cu sedeți obișnuiți, important este să înțelegi și una și cealaltă din cele două notații la aceeași lucru se face referire. Deci, când ați triunghi, în mintea mea au apărut trei laturi, trei unghiuri, da? Trei laturi și trei unghiuri. Acum, pentru ca un triunghi să fie congruent cu un alt triunghi, adică să-l iau și să-l suprapun peste cealaltă, să fie perfect, toate elementele trebuie să fie congruente. Deci două triunghiuri sunt congruente, prin definiție, dacă toate elementele sunt congruente, două câte două, adică un element de la unul cu un element de la celălalt. Un alt triunghi ABC, cum îl vedeți aici, și am să desenez aici triunghiul A prim, A
aprim pe prim ce prim. Da? Unghiul aprim. Aprim aici la tația, aprim, pe prim. Aprim, pe prim și ce prim. Deci o să zicem pentru unghiul ABC. Este identic. Îl suprapunem. Și este perfect. Nu se mai... Parcă am privit un singur triunghi. Dar dacă el ocupă poziții diferite, e în plan, cum este în zona asta și altul în altă zonă, nu mai putem spune că sunt egale. Ci spunem că sunt congruente. Cum am vorbit despre faptul segmentul ăsta de aici, e congruent cu celălalt, AB, congruent cu A' B'. În ce sens? De ce nu folosim exact egalitatea? Pentru că segmentul AB conține toate puterile la B, dar astea o anumită sunt mulțime din plan. Din planul ăsta, sunt niște puncte pe aici, care sunt altele decât punctele de aici. Deci două segmente se zic. De-aia s-a folosit din bază de congruență cu trei linii. Pentru că două mulțimi sunt egale când? Două mulțimi sunt egale când au aceeași elemente. Da? Mulțimea A. Vă știți așa, mulțimea A mare egal, sau hai să zicem cu M. M egal cu mulțimea 1, 2 și 7. Și M egal cu 1, 2 și 9. Nu mai sunt egale cele două mulțimi. Una are de 7 diferit de 9. Da? Deci două mulțimi sunt egale, dar toate elementele sunt egale aceleași. Așadar, mulțimea AB e formată din punctul de la A, care diferit de AB. Mai este un punct aici care diferit din punctul ăsta. Și de aceea nu putem vorbi despre egalitatea celor două mulțimi, ci vorbim despre congruența celor două mulțimi. Deci, în limbajul matematic, așa vă spune. Triunghiul ABC, ABC este congruent cu triunghiul A'B'C'. Deci triunghiul ABC este congruent cu triunghiul A'B'. În sensul că dacă l-am putea lua de aici și l-am pune peste celălalt, s-ar suprapune. Deci asta înseamnă că toate elementele și unghiurile și laturile coincide atunci în clipa aceea. Dar dacă lăsăm așa deoparte, înseamnă că unghiul A trebuie să fie cât A', C cât C' și B cât B' la unghiuri. Dar și laturile trebuie să fie două câte două, adică latura AB cu A'B'. Adică trebuie să luăm în discuție toate cele șase elemente și se spune că toate cele șase elemente sunt congruente două câte două. Deci prin definiție. Triunghiul ABC e congruent cu triunghiul A'B'. Dacă și numai dacă, sunt îndeplinite condițiile. Hai să îți zic cineva. Triunghiurile sunt congruente, acum am spus, dacă elementele sunt congruente două câte două. Adică latura care? Latura CB cu C'B'. Deci CB, BC, hai să zicem, ca ordinea literă. Da? BC congruent. Și atunci, acum congruent cu segmentul B'C'. Da. Deci BC cu B'C'. Apoi AB. Cu A'B'. AB. Trebuie să fie congruent cu A'B'. În sensul că au aceeași lungime. Asta trebuie să te ajute. Prin congruența două segmente, ne gândim că ele sunt de zone diferite, pe tablă, puncte diferite, conțin puncte diferite și atunci ne vorbim de congruență în sensul acela că au aceeași lungime. Deci AB cu A'B', BC cu B'C' și A, zi tu, A'B'. Adică am spus așa. AB să fie cu A'B'. BC să fie cu B'C'. Și AC, adică asta, a treia, cu a treia. Asta am terminat în clipa asta când am vorbit de congruența, când am vorbit de laturi. Acum să spun și de unghiuri. Adică ce unghiuri trebuie să avem în discuție? CAB. Unghiul CAB, adică unghiul A. Da.
Pot să-l citesc și printre lideri, bine ai spus tu ce ave, cu cine să fie concret? Cu ce vrem, a prim, pe prim. Dar pe scurt eu pot să spun așa, clar, un iua, concret cu a prim. Da? Deci acum e loc de confuzii și nu este loc de confuzie, și clar și a prim sunt vârfuri distincte, acolo le văd. Deci nu sunt două iuri adiacente, dacă ar fi aici un an, un alt iuri adiacent, s-ar zice a cu aprim, dar și ăsta este aici, în discuții. Și nu știi la care a te oprești. De aceea atunci îl citești printre litere. Deci a cu aprim, apoi? B prim cu B. B cu B prim. Da? Că am zis B primul cu B prim și ce? C cu C prim. Concurent cu C prim. Deci vedeți? Când a deschis gura și a răstrigut că sunt concurente, eu trebuie să am anumite repede toate cele șase elemente congruente de octetul, adică laturile congruente, o latură la unul cu latura cealaltă, da? Deci congruența se referă un element de aici cu un element din partea cealaltă. La cu unghiul m-am dus, apoi latul m-am dus, deci toate cele șase elemente caracteristice, da? Sunt congruente de octet două. Unul dintr-o parte, unul din cealaltă. Deci puteți să vă dați definiția, asta a spus aici. Da? Două triunghiuri sunt congruente, dacă și mai dată, toate elementele sunt congruente două de două, și în cuvinte. Deci două triunghiuri ABC, congruent cu triunghiul A' B' C'. Triunghiul ABC, triunghiul ABC, congruent cu triunghiul A' B' C'. În sensul ăsta. Da? Da, și mai. Toate elementele sunt congruente două câte două, în sensul acesta vorbit. Toate elementele sunt congruente două câte două. Acum, deci dacă cineva spune, să știi că triunghiurile sunt congruente. Tu ce știi imediat? Toate cele, câte elemente? Șase. Trei unghiuri și trei latură sunt congruente două câte două. Acum, pentru a arăta că sunt congruente, doar dacă am trei din ele și e suficient. Celelalte trei ies de la sine. Deci, nu e nevoie ca să fie toate șase congruente două câte două, ci vom arăta concret că dacă au doar câte elemente, am spus, doar trei din ele, doar trei elemente din cele șase, ele sunt congruente. Și atunci urmează de și cealaltă că sunt congruente. Fiate cum vă face. Rătați cazuri de congruență. Cazuri de congruență. A două triunghiuri. Deci cazul de congruență a două triunghiuri. Aici vreau să vă spun așa. Hai să încercăm să construim un triunghi. Cunoscând două laturi, două laturi și unghiul dintre ele. Deci, să se construiască, deci prima problemă care o avem, să se construiască un triunghi cunoscând două laturi și două laturi și unul dintre ele. Două laturi și unul dintre ele. Dintre ele. Deci vrem să construim un triunghi cunoscând două laturi și unul dintre ele. Dar nimeni nu spune să-l construiesc. Eu îl construiesc aici, cu unul, sau pot să-l construiesc aici. Hai să-l luăm așa. Uite, cunosc un unghi. Adică știu măsura unghiului.
Da? Știu unghiul. Se spune unghiul A. Dar tot atât de bine puteam să-l construiesc în altă parte. Deci unghiul ăsta puteam construi și aici undeva. Hai să zicem cuvântul în alt punct. Nu este în același punct, într-un alt punct apel. Ele, dacă știu unghiul, înseamnă că măsura trebuie să fie aceeași. Cu raportorul, măsor, și trebuie să fie de aceeași măsură. Deci le cunosc pe cele două unghiuri. Adică știi câte grade au unghiurile respective. Da? Vă amintesc cum se măsoară. Să zicem, în cazul cu măsurat, are 40 de grade, sau câte zideați acolo. Nu? 49. Și acolo, deci în partea alaltă, tot 49 trebuie să dea. Deci tot de aceeași măsură de ei. Și unghiul celălalt. De-aia am spus că se dau cele două unghiuri. Deci se cunosc cele două unghiuri. Deci așa că mai bine sau șterge tu și îl faci din nou. Cele două triunghiuri, cele două unghiuri sunt de aceeași măsură. Deci la fel, aceeași măsură o au, deci trebuie să ții cont de acest lucru. Deci ai zis că ar fi 49 de grade la tine, cum ai luat tu pe primul unghi. Așa. 49-50 aproximativ în mie. Da? Și acum îți trasez o semidreaptă. Sau așa. Dar să știi că e greu așa, tu îl închizi unghiul. Întâi se trasează o semidreaptă. Așa. Deci o semidreaptă. Și pe urmă, măsori de acolo, da? Cu semidreapta aceea, având-o la dispoziție. Așa. Că altfel e aiurea. Așa. Deci abia acum să zicem că cele două unghiuri sunt egale de măsurate. Sunt de aceeași măsură. Știi și laturile. Adică de la A la B, știi cât este de mare. Voi luați-o de AB să fie, să spunem, de 7 centimetri. Nu, 5 centimetri. Deci AB de 5 centimetri. Adică o localizați pe C, pe B l-ați localizat la 5. Și pe cealaltă, A prim, B prim, tot de 5. Da? 5 centimetri și 5 centimetri. Bun. Iar AC de 7 centimetri. AC. Deci de la A, cea de-a doua. Deci AC de 7 centimetri. Deci era un pic mai mare, da? C de 7 centimetri. Așa. Și aprim C prim de tot 7 centimetri. Deci C prin E. Ia uneți voi B cu C acum și măsurați-le. B cu C și la fel dincolo și măsurați-le, trebuie să vă dea exact aceeași măsură. Dacă ați fost riguroși. Da? Dacă ați greșit un pic. Mai și este nu, aceeași măsură cu ăsta. Deci BC cu B prim, C prim te zic. Ah, da. Deci BC cât e? Cât ți-o da? Cât ți-o da BC-ul când ne-au unit așa? BC-ul tot 7. Și B prim, C prim? Tot 7. Vezi? E perfect. Deci, tu ai știut, ai știut unghiul. Da. Că asta, latura asta cât asta? 5. Asta cât asta? 7. Și ce surpriză a fost că BC-ul odată B prim, C prim. Și am văzut la și unghiul de aici. Deci asta au venit de la sine. A treia au venit de la sine. Egal. Și măsurați și unghiul B și unghiul cu B prim. Deci B cu B prim măsurați. Să vedeți dacă nu este de aceeași măsură. La fel și cu C prim. Deci măsurați și pe B și pe B prim. Dacă ați fost riguroși, ea insist, dacă ați fost riguroși, veți constata că măsura lui B, ce s-a măsura lui B, este deja. Deci pui așa și vezi câte grade avea. Așa cât îți indică. 80. 80 de grade.
Și duci aici și măsori și aici, dacă ai fost riguroasă. 1 și 2 au bătut pe cauza că ai fost riguroasă aici la unghiu, când ai măsurat acolo. A fi ce cu ce prim? Ia vezi tu, ce-ul câte astea? 30. Da, dar nu l-am luat eu bine. Te stea perfect pe linie, da? 45. 45 și dacă uiți în partea altă, iar mă scoate tu. 49. 49. Din cauza, repete, erorii pe care îi săvârșit-o tu acolo. Dar oricum nu ți-a dat unul de 100 de grade, ci unul de 10 grade. Da. Da? Deci foarte aproape ești, repet, foarte, foarte aproape. Deci dacă două triunghiuri au o latură, o latură așa de lat, unghiul și unghiul de aici, și latura asta, cât cealaltă, ce să vezi că triunghiurile care apară sunt congruente. Adică dacă vedem cu ăsta, se suprapune și ăsta. Deci am folosit pentru a desena cele două triunghiuri, ce am folosit? Latură, unghi, latură. Și am constatat că cele două triunghiuri sunt congruente. Noi am construit concret. Și atunci și celelalte elemente care nu au fost luate în discuție, adică a treia latură cât a treia și am spus la două. Unghiul ăsta, B, o ieși cât B prim și ce cât C prim. Deci s-au completat până la urmă exact celelalte informații. Deci din cele șase, ce am folosit eu aici? Din cele șase elemente, pentru construcția asta, am folosit un singur unghi pe A cu A prim, da? Și latura care formează unghiul A, A, B, și cu A, C. A, B cu A prim, B prim și A, C cu A prim. Și-o reieșit că celelalte elemente sunt cele concrete. Deci, primul caz de construcția unui triunghi, sau dacă vreți, primul caz de congruență care a reieșit, că după ce am făcut construcția, am păstrat că sunt chiar congruente. Deci, el spune, nu e nevoie să ai toate șase elementele în discuții. Doar trei din ele. Un unghi și latul ce îl formează. Un unghi și latul ce îl formează, dacă sunt congruente două de două, gata, triunghiurile sunt congruente. Deci cazul întâi de congruență, mai intitulat și cazul latură, da? Latură, unghi, latură. Deci se mai numește și latură, unghi, latură. Cazul întâi de congruență. De congruență a două triunghiuri. Da? Cazul întâi de congruență a două triunghiuri. Spune așa. Două triunghiuri sunt congruente dacă și numai dacă au câte două laturi și unghiul ce îl formează congruente două de două, adică un element de aici, un element de acolo, un element de aici, un element de acolo, da? Deci, mă scrii și cuvinte, două triunghiuri sunt congruente atunci când au două laturi, când au câte un unghi congruent, câte un unghi congruent, și laturile ce formează congruente două câte două. Da? Și laturile ce formează congruente două câte două. Deci, insist, când vreau să arăt că două triunghiuri sunt congruente, deci de aici încolo, când ne propunem să arătăm că două triunghiuri sunt congruente, nu e nevoie să le arătăm pe toate cele șase elemente, două câte două, ci doar atât, la cazul întâi, să fie reușit, ce să reușești, să ai câte un unghi congruent, din niște motive, nu știi, din problemă, câte un unghi congruent și e latura pe care îl formează, latura care formează congruente două câte două, adică latura de aici cu latura asta de aici, latura cealaltă cu latura asta, da, și câte un unghi. Ce am spus?
nu-i nevoie toate cele șase. Pentru că dacă au câte o latură, au câte un unghi congruent, adică ăsta de aici și ăsta, și latura ce-l formează pe primul unghi, și lasă ce-l formează pe celălalt unghi, congruente două câte două, asta cu taxa 5, 5, 7, 7, atunci trebuie noi și nouă, că se congruente, adică și celelalte elemente care intră, au rămas nefolosite, e vorba de latura a treia, e cât latura a treia, și unghiul respectiv se congruente și cele două câte două, adică asta nici va fi cât de prim și ce cât ce prim. Da? Deci nu e nevoie să le luăm pe toate câte am spus eu. Nu e nevoie să le luăm pe toate șase. Ci numai trei din ele, ne asigură construcția, e și perfect. Da? Și acum, cazul 2. Cazul 2. 2. Să construim un triunghi. Să se construiască un triunghi. Când cunoaștem doar câte o latură, adică o latură la un triunghi și o latură la celălalt triunghi. Deci să se construiască. Să se construiască un triunghi. Triunghi. Când știm, când știm doar o singură latură, când știm doar o singură latură și unghiurile de la capete la acele laturi. Aici când știm o singură latură și unghiurile de la capete. Capete la acele laturi. Adică aș vrea să construiesc un triunghi în care știu, așa, ce știu, în ipoteză, știu că segmentul AB are segmentul AB, uite, nu mai punem așa să nu înțelege AB, egal cu 7 cm. Deci AB e 7 cm. Și unghiul de la A, din capătul A, A, este de măsură 30 de grade, iar unghiul din B, la capătul celălalt al segmentului, din B, este de 50 de grade. Ia să vedeți dacă reușim să construim triunghiul, știm doar atât. O singură latură și un unghiul de la cap. Adică, știm. Da, da, segmentul ăsta îl iau aici, B, de 7, cum ați spus, A, B, 7. Dar pot lua și partea ta. Deci nu e, sau în altă parte, deci nu e, nu e localizat. Nu e, aprim B, prim, poftim. Vreau aici. Și fiind în altă zonă, din plan, am să notez cu A'B'. Prima, important, iau aceeași lungime. Deci cât e un segment de lung, e și celălalt. Și acum, unghiul de la A este de câte grade, am spus eu? De 30 de grade, da? Și atunci, după 30 de grade, o semidreaptă. Deci la 30 de grade, ce înseamnă? Fixați cu mijlocul acolo al raportorului în A, măsurați 30 de grade, vă uitați și duceți o semidreaptă cum am dus-o eu, la 30 de grade. Dar tot atât de bine puteți duce și în partea asta, la 30 de grade, și în partea asta. Deci aici, 30 de grade și încă aici, 30 de grade. Deci în A și în A prim. Acum, întâi, duceți o altă semidreaptă la câte grade asta, am spus eu? La 50 de grade, nu? E mai mare cu 20 de grade. 50 de grade. 50 de grade. La fel fac și în B. La 50 de grade. Da? Ce de rezultat? Întrebarea este, ele două sunt emise, ele două se vedem dintr-un punct, să notăm ce și în partea asta ce prim. Ce și ce prim. Surpriza mare este că dacă vreți să luați triunghiul ABC, sau pe A prim, B prim, C prim, să suprapuneți peste ABC, să suprapunem perfecte.
Deci construcția e perfectă și puteți face, cunoscând o singură latură și unghiul de la capete, puteți construi câte triunghiuri vreți voi pe oriunde, chiar vor fi perfecte. Iar măsurați voi cu linia și vedeți AC este cât aprim ce prim. O ieșit cumva AC, talogim cât aprim ce prim. Da. Este. Da. BC, o ieșit de prim ce prim. De ce te deprim ce prim? Da. Da? E perfect! Deci e suficient să ai la îndemână doar o singură latură și unghiul de la bază, gata, triunghiile care rezultă sunt congruente. Adică au și latura asta de aici. Da? Latura asta de aici, cât asta de aici, voi ați spus. Și latura asta altă, cât asta de aici. Deci noi aici am avut doar la asta, că avem cât aprim de prim. Și după construcțiile, și că trebuie să concluie, adică și celălalt până la 6, și celălalt element până la 6, sunt și ele, celelalte 3 de altfel. Adică e vorba de latura asta către asta, asta de aici către asta, și unghiul ăsta. Ia măsura să spun că ăsta nu cumva este de aceeași măsură. Deci, doar trei din 6 este suficiente ca să spui triunghiul este, triunghiul ăsta e complet cu ăsta, pentru că, îndată, celelalte 3 neluate discuții vin de la sine. Așa, dar cazul ăsta, cum să-l numim noi aici? Unghi, latură, unghi. U. Înainte a fost un alt minut. Latură, unghi, latură. Acum zicem unghi, latură, unghi. Deci cazul al doilea o să-l numim cazul U-L-U. Da? U-L-U. Deci două triunghiuri A, B, C și A, B, prim, C, prim, sunt congruente. Aici zicem cazul 2. Cazul 1 a fost. Cazul de congruență, deci cazul 1 a fost intitulat LUL. Așa e? Și cazul 2 de congruență, U. U. Da? UL. U. Unghi, latură, unghi. Ce o să spun aici? Triunghiul ABC, dacă două triunghiuri, zic așa, dacă două triunghiuri au câte o singură latură, câte o singură latură congruentă. Și unghiurile de la capete, congruente două câte două, când folosesc două câte două, înțelegeți că unghiul din prima, unghiul din cealaltă, da? Congruente două câte două, deci dacă două triunghiuri au câte o latură în congruentă, adică o latură în aușă, și unghiuri la capete congruente două câte două, atunci triunghiurile sunt congruente. Atunci triunghiurile sunt congruente. În sensul că și celelalte, paranteze cum zice, și celelalte trei elemente nefolosite, sau celelalte trei care n-am discutat, n-au fost cazul, adică de cine e vorba celelalte elemente? Celelalte două latere. Da? Celelalte două latere se congruie două de două și unghiul nefolosite. Adică completăm până la 6, am folosit 3 este de ajuns ca să pot construi triunghiul. Înseamnă că două triunghiuri sunt congruente, așa cum rezultat aici, ăsta în partea cealaltă, dacă au câte o latură și unghiul la capete congruente. Și suficient. Și că celălalt ies imediat, triunghiurile fiind congruente, adică dacă și-aș lua pe ăsta suprapune peste ăsta, și atunci ați măsura voi latura AC e cât a prim ce prim, latura BC e cât de prim ce prim, și unghiul din C și el. Exact, 3 am folosit. Și la lul, tot 3 folosim. Câte o latură,
și unghiul de trei ele. Suficient. Trebuie să mă uite și a treia la curva decât a treia și unghiul pe acolo, frate, ia și două de două. Deci celelalte trei vin de la sine. Ei, acum să construim un triunghi când cunoaștem toate laturile. Deci să se construiască un triunghi când le știm toate laturile. Construiască un triunghi când cunoaștem toate laturile. Din parte la aș vrea să construiesc triunghiul în care știu toate laturile. Nu știu nici despre unghiul, n-am treabă. Dar știu toate laturile ce lungii mea. Adică, în al treilea caz, cazul 3, spune așa, să se construiască un triunghi, știind, cunoscând toate laturile. Adică? Iată, știu latura A, B, egal cu 3 cm. BC, egal cu 5 cm. Și A, B, BC, și CA, egal cu 6 cm. Deci construim un triunghi în care cunoaștem toate laturile. Ei, vreau să vă spun că nu se iau numai peste la întâmplare. Dacă nu am pe AC de 10 cm, nu se poate. Pentru că o să vedeți de ce în data mai problemă. Mare decât ce... Suma a două trebuie să fie mai mare decât a treia, da? Deci, hai să luăm pe AC, e cea mai mare. Cum am luat-o noi peste, da? Deci, luăm pe AC, de cât am spus, de 7 cm. AC. Și acum, dacă aveți compasul la voi, facem în felul următor. În deschizătura compasului, luăm deci în deschizătura compasului, luăm latura BC de 5 cm. Deci dacă asta are 7, 5 este un pic mai mic. Și procedăm în felul următor. Deci am luat-o pe cealaltă de 7 și am zis că procedăm astfel. Și asta de 5. Și fixăm cum cu deschidătura de 5 și tragem un arc de cerc cu vârful în B, că pe cine știu noi pe AC de 7, cu vârful în C, pe C, B, pe de 5, cu vârful în C, uitați, în C. Descriem un arc de cerc, uitați așa, știți voi ce proprietăți au punctele de pe cercul ăsta? Ce proprietăți au toate punctele astea? De aici până la orice punct în la cerc, fiind aceeași deschizătură, înseamnă că lungimea este totdeauna de 5, că se lasă ale cercului. Alo? Culegeam.
Da, uitați, chiar sunt într-o lecție de matematică acum. Sunt la proful la ITV. Da? Mă sună după ora 7, încolo, după 8. Da? Că acum sunt într-o succesiune de lecții, vin un copil, unul altul și... după ora 8. Bine. Vă uitați în continuare la clasa 7, a 8, a 5, a dacă... Perfect, perfect. Bine, bine. La revedere. Așa. Spuneam de faptul că am dus această... Când am dus arcul de cerc, ce se întâmplă? Toate punctele sunt la egală distanță. Aceeași deschidătură s-a menționat. Raza cerului, nu? Adică cât este de aici până unul de pe cerc? 5 cm, n-am mai fel. De acord? Dacă ați avea și voi compasul, ați face chestia asta. Acum, iau și pe AB de câte să iau? De 3. 3 este mai mic decât 5, da? Și mă duc că, vedeți ce spune AB? AB de 3. Și acum deschid un alt de cerc. Transcriu, iarăși, cu acele scrituri, un alt de cerc. Cele două sunt întâlnite în punctul ăsta. În locul unde se întâlnesc etoarce de cerc, ăsta e punctul B. Pentru că A, BC cât este de mare? BC este de 5. Asta a fost poate 7 de noi. BC e de 5. Iar A, B, e de 3. Și asta că trebuie că a fost construit foarte repede. Da, puteam să-l construiesc tot atât de bine, nu neapărat aici, în poziția asta de plan. Puteam să-l construiesc și mai jos. Adică puteam să pornesc de aici. Și atunci aș fi avut A prim C prim. Și foarte bine B, C, B-ul tot așa cu arcul deschis, cum am făcut mai înainte, toată povestea dinainte. Și aș fi avut aici. Triunghiul construit. Deci, îl vedeți? Poți să construiești în partea asta, un alt triunghi. Dacă a fost riguros, construcția e perfectă și veți constata că cele două triunghiuri pot să spun că sunt congruente. Pot să le opresc, să le pun peste cealaltă, la invers. Adică, ce am folosit din cele șase din discuția mea de construcție? Ce am folosit? Am folosit? Doar laturile. Doar trei laturi. Cele trei laturi. Toate le-am folosit. Da. Și, surpriză, unghiul ăsta, dacă măsurăm, va fi cât ăsta. Acum. Și, surpriză, plăcută, va fi că și B va fi cât B prim. Adică, și C cât C prim. Pe scurt, toate elementele nefolosite sunt congruente. Cele completare cu la 6 sunt două câte două. Nu-i nevoie să le ai toate 6. E suficient să ai doar 3 din ele. Ori câte un unghi și două laturi, câte două laturi și unghiuri dintre ele, sau câte o singură latură și două unghiuri la capete, congruente. Și acum al treilea caz de congruență, latură. Da? Latură. Deci ați înțeles că dacă ai doar trei din ele, sigur triunghiurile sunt congruente și ai și pe celelalte trei elemente completare. Deci ai două triunghiuri și te compari. Și spune,